Bună seara, stimați telespectatori ai televiziunii române, de aici, de pe acoperișul lumii, de lângă Sibiu, de la Păltiniș. Mi-am îngăduit o săptămână de poveste la marginea între frumosul cotidian și frumosul supranatural pe care Dumnezeu ne-l pune la dispoziție. Sigur că acasă trece toamna, la clipa în care noi vorbim acum, suntem petrecerea toamnei, dar priviți ce înseamnă să petreci toamna așa. Astăzi am petrecut înspre toamna veșniciei din Sinaxar pe Sfântul Grigorie Luminătorul, arhiepiscopul Armeniei, și ne plecăm dinaintea armenilor din România, și pe Sfântele Mucenice Eripsimia și Gaianii, împreună trăitoarele unei drame a uciderilor din culpă de către Imperiul Roman. Dar cel mai de preț mi se pare primul dintre prăznuiții de astăzi, Sfântul Grigorie Luminătorul, rămânând până astăzi un model de, cum să-i spunem, păstorire, un Sfântul Nicolae al Armeniei. Cuvântul de învățătură de astăzi are oarecum legătură cu el. Auziți ce frumos spune Sfântul Apostol Pavel Efesenilor în capitolul 1, versetele 16-17. Nu încetez a mulțumi pentru voi, pomenindu-vă în rugăciunile mele ca Duhul Domnului nostru Iisus Hristos, Tatăl Slavei, să vă dea vouă Duhul Înțelepciunii și al Descoperirii spre deplina Lui cunoaștere. Se roagă frumos Apostolul. Dacă vreți, e sensul adânc al preoției și al rugăciunii arhiereului sau apostolului sau predicatorului, a preotului pentru comunitatea sa. Nu pentru ca să-i meargă lui bine, ci pentru ca, repet, să vă dea vouă Duhul Înțelepciunii și al Descoperirii spre deplina lui cunoaștere. De fapt, întregul efort pe care îl faci ca păstor de suflete este să-i ajuți pe oameni să-L cunoască pe Dumnezeu cât mai aproape de deplinătate. Uneori nu-ți iese. Uneori tu ești cel care trădezi. De aceea vă rog frumos să ne iertați pe preoți că uneori nu suntem la nivelul cerinței acestea a Sfântului Apostol Pavel, să putem să vă iubim din tot sufletul și din tot cugetul nostru, ca să vă ducem spre deplină cunoaștere a lui Dumnezeu. Cuvântul însă de întărire vine tot din Ava Moise de data aceasta, aseară l-am avut pe Ava Macarie, spune așa: cu neputință este să dobândească cineva pe Iisus, altfel decât prin osteneală și smerenie și rugăciune neîncetată. Poate că ne lipsește, știu eu, oboseala sau poate smerenia sau rugăciunea neîncetată. De aceea, într-un fel sau altul, nu suntem suficient de aproape de gândul acesta pe care Sfântul Apostol Pavel transmitea efesenilor. Mai e un cuvânt în seara aceasta pe care vreau să vi-l adaug, este dintr-un avă către ucenicul său: nu sub lege, ci sub har suntem, mâncând însă să nu vrei să te saturi, ci să te înfrânezi, mai ales la mâncărurile gustoase. Pe cele de nimic să le cauți ca fiind totdeauna de trebuință și inima ta să o păzești, nevoindu-te mai ales cu cugetarea smerită. Trup și suflet, omul trebuie să se mântuiască trup și suflet. Mâine este o nouă zi.